aniversare plăcută! Cât mai mulți ani pe piața din România. Multe realizări și să faceți în continuare clienții fericiți, pentru că dacă noi suntem fericiți, atunci probabil să spun că și voi sunteți la fel de fericiți. So, happy birthday, aniversare plăcută, la mulți ani, mulți înainte. Cinstea acestei aniversări, ca să zic așa, să sărbătoresc cu voi această aniversare, am creat acest machiaj pentru voi, așa că dacă vreți să vedeți cum l-am realizat, trebuie să rămâneți în continuare, pentru că e foarte fain și se merită să-l vedeți. Acest machiaj foarte drăguț pentru voi și eu zic că este perfect pentru această aniversare. Așadar, cum v-am spus, haideți să trecem la clip, dar înainte să trecem la clip, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram și de asemenea să vă abonați canalului meu de YouTube. Vi le pun aici pe amândouă pentru că este foarte important pentru mine să fiți alături de mine. By the way, pe Instagram sunt super activă, am postat foarte multe tutoriale în ultima perioadă, așa că dacă sunteți curioși sau curioase să vedeți aceste tutoriale, vă aștept acolo și interacționez foarte, foarte mult cu toate persoanele care mă urmăresc, așa că vă aștept cu... Hei, hei, începem cu o nuanță foarte drăguță de maro, pe care o aplic cu o pensulă mare de blending fix în pliul ploapei, iar apoi o să continui cu o nuanță puțin mai închisă, tot de maro, și de data asta o aplic cu o pensulă puțin mai mică, dar tot de blending, pentru a o estompa foarte bine în pliul ploapei. Iar apoi o să revin cu prima pensulă, aceea mai mare, pentru a face blendingul dintre aceste două nuanțe. Mai departe o să-mi iluminez colțul intern folosind această nuanță foarte drăguță cu reflexii roz și mă folosesc de o pensulă puțin mai densă. Pe plapa mobilă voi folosi aceste două nuanțe foarte drăguțe pe care le voi combina, dar înainte de asta mai întâi mi-aplic o bază pe plapă cu ajutorul pensulei, iar apoi vin și estompesc totul cu degetul. Iar după ce am aplicat baza, vin tot cu degetul și aplic acele două nuanțe pe care vi le-am arătat, combinate. Iar spre colțul extern aplic un roz hidefat foarte drăguț, pentru a face o trecere ușoară între nuanța mată și nuanța sidefat. Iar apoi revin cu a doua nuanță pe care am folosit-o, acel maro închis, mat, și vin și blenduiesc puțin la trecerea dintre nuanțele sidefate. Procedez la fel și la celălalt ochi, aceiași pași, așa cum vedeți și în imagine. Pentru plapa inferioară o să mă folosesc de acel mov superb, pe care o să-l aplic cu o pensulă foarte mică de detaliu, fix la baza genelor, iar apoi o să blenduiesc acea nuanță cu ajutorul unei pensule puțin mai mare și o să blenduiesc cu o nuanță de roz mat, foarte drăguț. Nu am mai apucat să vă arăt pentru că s-a tăiat acea parte, dar cred că se vede destul de bine în imagine care este nuanța pe care am folosit-o. Iar apoi vin și aplic acest pigment superb de mov, pe care, bineînțeles că îl aplic tot pe o bază, baza pe care am folosit-o și pe plapa mobilă. Am reintensificat puțin colțul intern cu aceeași nuanță pe care am folosit-o și la început. Iar apoi o să trecem la eyeliner și folosesc un eyeliner negru. Îmi place foarte mult partea aceasta, mi se pare că a dat un vibe foarte mișto machiajului și sper că și vouă vă place la fel de tare. V-am lăsat toată partea de eyeliner ca să înțelegeți și voi cam cum procedez în momentul în care îmi trasez linia de tuș. Am trecut apoi la aplicarea perluțelor, pe care probabil că le-ați văzut și în clipul de la început, și le-am aplicat pe un lipici de gene. Trecem la mascara și folosesc această mascara de la L'Oreal, Lash Paradise, foarte faină, găsiți această mascara aici în Cora. Iar apoi am trecut la aplica genele false, mi se pare că au completat perfect acest look și a arătat foarte, foarte fain cu aceste gene.
Ultimul pas este aplicarea rujului, iar pentru acest machiaj am optat pentru un luciu de buze, pentru un gloss. Mi se pare că este perfect. Și acesta este rezultatul final. Sper din suflet că v-a plăcut. Cora România, încă o dată la mulți ani. Nu uitați înainte să plecați să-mi dați un follow pe Insta și un subscribe pe YouTube. Și cam atât. Vă pup, să aveți o zi sau o seară faină. Ciao!